Salut! Când promitem ceva, trebuie să ne ținem de promisiune. Și am spus că vom face o Tuzlama. Z, S, depinde după urechea cu Tuzlama, Tuzlama. Eu îi spun Tuzlama. Știți că eu sunt gurman. Deci nu trebuie să știți, se vede, da? Sunt gurman. Eu am văzut un profil. Deci îmi place să mănânc. Prin urmare, ajungând în partea Dobrogei, acolo cer și eu, ca la orice cârciumă, dăm domne ceva, specialitatea casei. Care specialitate? Că eram într-o bodegă, într-o fundătură. Dar cineva de acolo zice, domnule, ai încercat Tuzlama? Vezi că mă jură de mama. Nu, domnule, lasă, puteam vorbi frumos. Nu, domnule, ai încercat Tuzlama? N-am încercat-o. Ia, haide, dar burta îți place? Păi, îmi dai o ciorbă de burtă sau... Nu, hai să vezi. Am terminat prima porție, am cerut-o pe a doua și nu te supăra. Ai caserolă, dă-mi și la pachet, că mi se face foame mai târziu. Îmi plouă în gură doar gândul că voi face o Tuzlama. Sper să-mi iasă apropiată de ce am mâncat acolo. Sper să-mi iasă. Dar, deja încep cu frâna de mână trasă, țuiculița. Pasul 1 pe care îl savurez întotdeauna cu plăcere, lipsește cu desăvârșire. Am primit de la sponsorii mei fideli, dar am primit din asta crudă, de anul ăsta, neroasă, limpede, care are ceva, dacă nu, trebuie să mai stea și ea un an acolo în butoi. Prin urmare, am apelat la rezerva strategică, unde am mai găsit un divin, frații noștri de peste Prut, Dumnezeu să le dea sănătate dacă nu i-a invadat Putin acum, și am găsit un divin, un bardar de 3 ani vechime, mi-ajunge, și cu ăsta de aici, ce să... Deci, Tuzlama, bucătar de weekend, pasul 1. Doamne, cât de catifelat e. Așa cum va fi Tuzlama noastră. Ingredientele necesare pentru această rețetă. Puține, foarte puține. Obiectul, ingredientul burtica. Principal. Da, am luat o burtă prefiartă, drept este. Nu este o burtă întreagă, e o burtă prefiartă deja porționată. O să ne trebuiască o linguriță de oțet, câteva legume. Am aici o rădăcină de păstârnac, doi morcovi, o ceapă, un castravete, sare, piper și puțin usturat o să pun eu. Vreo 7-8 căței de usturoi, o foaie de dafin. Unt, smântână, două ouă și o lămâie. Acum, și aici, că am studiat puțin, am văzut că rețetele sunt diferite. Unii folosesc, unii nu vor să folosească unt și smântână, că deja, ci că, domne, îngreunesc prea mult, ficatul ce zice. Eu am vorbit cu ficatul meu ultima dată, era foarte mulțumit de ce îi dau. Da, într-adevăr, dacă le calculăm, avem ouă, avem unt, avem smântână, se adună. Și să trecem la treabă. Deci am acolo pe foc o supă lăsată pe foc, mixă de zghețe. Știți că eu v-am spus că păstrez întotdeauna un stoc de vită, de pui. Când am o fiertură mai mare, zeama nu arunc. După aia o bag la congelator, că uite ce vine în priește acum. Și am o supă de vită, am lăsat-o la dezghețat. Este gata. Peste ea voi pune legumele și le lasă de a înfier. Legumele nu le fier în totalitate, 10-15 minute de când clocot, dăm clocot, că vreau să rămână puțin dure, că o să folosesc morcovul de aici. Restul e doar pentru altă aromă. Prin urmare, haideți să curățăm legumele. Și acum legumele spalate le punem la fiert. Întregi. De când începe să clocotească, le lăsăm să meargă cam 10-15 minute. Până atunci, avem grijă de pasul 1, bucătar de weekend. Fără a părea vulgar, până dăm fiert, haideți să ne ocupăm de ouă. Și alegem albușul de gălbenuș. Peste gălbenușurile acestea. Piper alb s-a nimerit. Nu că am eu vreo boală cu piperul alb acum. Cam atât. Sare. Și v-am spus că vreau și puțin usturat. Puțin doar. Le batem bine acum. Le amestecăm. O gură de oțet acum. Atât, dacă e cazul mai completăm, știți cum e, că de pus putem să punem de scos, e mai complicat.
Și smântânică. Punem tot acum. Hai să mai punem și pasta. Curățăm usturoiul. E, acum trebuie să-l și sfărâmăm. Hai să dăm usturoiul prin presă. Puțină apă peste usturoi. Apă simplă. Foaia de dafi. Mi-a rămas, nu e? Ca să o punem ca la ure aici. O băgăm și pe aia la fiert. Deci, foaia de dafin. Ce dacă e ciorba, ce dacă burta este prefiartă și apa deja este de, supa e destul de încinsă cu legumele, pun să fiarbă și ea, ca să ia gustul din zeamă, ca să tragă supa să intre în ea. Așa. Ia uitați-vă ce culoare are de la supa de vită. Deci, au trecut 15 minute de când fierb legumele. Acum. E acum. Că urmează pasul următor. Care e pasul următor? Păi mai punem un bardar. Încă unul și mă duc cum ar veni. Hai, domne, ce să mai fuse și s-a dus și ăsta acolo strângem dopuri. Bucătar de weekend. Pasul unul important. Pasul unul și iese orice rețetă. Ah, cât aromă. Luăm un vas și scoatem legumele. Scoatem și burta separat, pentru că nu vom folosi toată zeama. Așa. Legumele folosesc doar morcovul și nu pe amândoi, unul singur. Și acum e important să scot fără să mă ard burta. Așa. Punem unt. Așa. Mărim temperatura. Așa. Și spuneam că de aici, de unde ar fi, luăm supă și punem peste cât să acoperim burta. Deci nu folosim toată supa. Suficient. Galbenușurile de ou, smântâna, oțetul, peste ele punem și o parte din mușdeiul de usturoi. Nu o să-l pun tot pentru că îi mai dau gust la final. Nu vreau să o fac prea dură. Și pun o lingură bună și atât. Și am mai rămas aici jumătate, cred. Amestecăm bine. Etapa cea mai importantă, așa cum face și la ciorba de burtă. Opriți focul la asta și lăsați-o să coboare temperatura. Aici facem cum am făcut și la ciorba de burtă. Amestecăm energic încât să aducem temperatura din vas la temperatura din striking. În vasul nostru adăugăm și amestecul de smântână, ou și, bineînțeles, amestecăm în continuu. Este o ciorbă de burtă mai scăzută. O supă cremă, cum ar veni. Dar vă asigur că gustul va fi altul. O lămâie, o stoarcem. După asta e forna, avem și un pasul 1. Bucătate de weekend. Bun, haideți să vedem dacă îi mai trebuie usturoi. Doamne, cât de bun. Îi mai pun puțin. Îmi plac lucrurile puțin mai
Oh, da, nu, îi pun doar atât. Și spuneam că voi folosi din toată fiertura asta și morcovul. Iau un morcov și îl fac rondele aici. Și ăsta e morcovul. L tăiat. Unul singur. Și asta e pus la mama noastră. Sper ca să mă ia camera. Încă o dată v-am spus, mă filmez singur. Haideți să vedem ce am făcut aici. Tuzlama. Este catifelată, nu este cum e ciorba zeama, e mai spre sos. Nu știu dacă mă văd când mănânc, dar ce e aici? E nebunie. Deci, tuz la ma. Și lui Trump îi place. Vino cu băiatul. Ia să vedem. Este un câine vagabond, este un câine după drum. Noi și noi avem o grămadă de, dai să mă văd, avem o grămadă de mâncăruri nu bune, foarte bune, extraordinare. Ia. Așa. Deci avem o grămadă de mâncăruri bune, foarte bune, dar noi când dăm una de asta cu specific altceva decât al nostru, adică eu cum e asta de la turci, de la tătar, de la aia care, de la turci, de la aia care ne cotropeau terenurile, ne luau femeile, făceau și 3, 4, 5 prunci, după care plecau. Culmea, vedeți cum s-a sucit anii, atunci ei veneau și ne cotropeau femeile, cu femeile să duc să-i cotropească pe ei, nu să lasă, domne, deci au ăia ceva în sânge, turcaleții ăștia. În fine, revenind la gastronomie, bă, au multe lucruri foarte bune turcii ăștia, foarte bune, foarte bune, extraordinare în rețetarele lor. Nu mă împac eu cu dulciurile lor, cu baclavale, cu multă dulceață, cu mult zahăr, cu mult sirop, dar și nu mă împac cu ideea că au venit să ne cotropească femeile și femeile au cum să duc ele să fie cotropite, asta iar mă deranjează, că ea surâs, domnule, nu sunt ca noi românii. Noi românii suntem bărbați, bine, bărbați, lăsăm pe aia pensație, pilație și la sub braț și la, bine, nu stai cu veverița la sub braț, dar nici nu te faci din cap până în picioare, dar lasă-i pe bărbații noștri, dar nici cu turcii nu ne mândrim, domnule. Sunt urâți, bă, urâți rău, mă, urâți, 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 nu se compară cu noi. În fine, revenim la tuz la maua noastră. Deci o rețetă turcească, aici trebuie să-i apreciem. Deci, dar mâncarea lor, nu ne referim la dulciuri, cu toate că și alea sunt extraordinare pentru cei care consumă. Mâncarea lor, extraordinară. Bucătar de weekend, tuz la ma. Nu uitați de pasul 1. Domnul, mă duc să mai impun unul că s-a dovedit a fi mic. Dar înainte de toate, pasul 1, bucătar de weekend. Da.